Bună, dragii mei! De când am mai făcut și eu un daily vlog? De când am mai făcut? De foarte mult timp. Așa că am zis, hai să facem. Astăzi am o zi liberă, pentru că eu acum sunt la București, am început facultatea. Probabil că o să vă întrebați la ce mă uit eu acolo pe laptop. Mă uit la Puterea Dragostei, pentru că nu am televizor aici. Doamne! Da, o să am în curând. Așa. Și astăzi o să mergem la Băneasa, vă zic așa dinainte. O să mergem cu cel mai bun prieten al meu, vă las pe voi să vedeți despre cine este vorba. Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, pentru că eu am foarte mulți prieteni. Și mergem și vă las pe voi să vedeți ce o să facem. Și iar o să-mi aud acolo vorbi, că vorbesc cu mini. Și iar o să vedeți voi ce o să facem. Și iar o să vedeți voi ce o să facem. Care variantă vă place mai mult? Aceea familiară în care zic că miții bla bla bla? Sau aceasta oficioasă? Oficială, cum îmi place mie să zic. Haideți, urmăriți-mă ca să vedeți ce o să facem. Astăzi e pe distracție. Sunt în pijamale, da. Sunt în pijamale. Și sunt pijamale de alea, de scandal. Sunt pijamale de vreme rece, pentru că aici ne dă căldură cu porția chipurile. Nu, eu sunt o persoană foarte friguroasă. Și la iarnă o să fiu așa, o să fie mai ok, pentru că o să bagi căldură cu nemiluita. Dar acum, și că eu sunt friguroasă, dar dacă vă uitați la pozele mele, în general sunt friguroasă când sunt acasă, nu când sunt în oraș. Când sunt în oraș, pot să mor de frig, că nu contează. Important este cum arăt. Vă pup! Plecăm să ne întâlnim cu prietenul meu, ia uitați-vă. Ah, sexy, sexy. M-am îmbrăcat frumit. Vă pupi. Dragii mei, cine credeți că este lângă mine? Cine credeți că e lângă mine? Nu vrei să apar și tu în filmare? Păstrăm suspansul până la Băneasa? E, dar oricum, lumea care te cunoaște, știe vocea. Care mă cunoaște? Hai, treci, treci. Traficul din București. E, te-a văzut de... pe aici. Am mers ca să le iau pe ăștia, eu eram pe jos, m-am parcat mașina Ai într-o mers tu parte. pe jos, mamă, nu cred. Da, dar o să povestesc eu mai multe mașini legate, Ai, am mers pe jos. Hai E de o întreagă povesti. aventură, da, am fost până la Oșan, pe jos. Dar știi de ce? Ca să mă întrețin, dragă, să fiu tonifiată. Sunt convins. Ce bine mașina, la căldură. Normal. Da, dragii mei, și mergem spre... Băneasa. Așa. În ritmuri orientat. Și ne vedem acolo, vedem, vedeți voi ce o să facem. Vă pup. Urmește. Surpriză! Am ajuns în locul cu pricina. Normal. Mergem să mâncăm acum. După un drum foarte lung. Lung. Și anevoios. Și plin de povești. Normal. Evident că ne-am mai văzut de atâta timp și... Am Mamă, vieți dar ce înalt plăcute și ești! neplăcute. Înalt ești! Vezi că eu sunt mai înalt ca tine. Sunt de la Hai că același acum se nivel. vede. Mergem să mâncăm, gata. Vă pup! Hai, da play? Așa fac eu, cheltui toți banii. Am venit să-mi iau un și l-am mai luat în Dar am primit un cadou, am pus o gentuță. Am făcut o afacere. Ce geam? Eu o să vă arăt acasă mai des. Mergeți să mâncăm acum. Nu te-ai hotărât încă? Încă încercam să-mi dau seama ce faci. Te filmez. Vrei să faci o poză de-aia apăsat pe filmare? Da. Deci? Încă nu știu. Mi-ai luat prea din scurt așa. Eu ți-aș ce vreau. Eu vreau o ciorbă de burtă. Mi-ai luat prea din scurt. Ciorbă de burtă vreau eu. Vedem ce vrea domnul ăsta. Ce vrei noi? Zi mai repede. Aoleu, hai să lăsăm să hotărască.
dragii mei, mănânc acum așa o ciorbicuță. În a câta zi de weekend este astăzi, a treia zi de weekend. Ce-i dat mai mult peste cap? Andrei Versace. E fumată. E de fapt a cincea zi de weekend. Da. Da, filmarea ne-a fost întreruptă de o extorsiune în față. Și timp. Chiar așa cum v-am zis, mănânc. Ștefan n-a vrut, el a vrut desertul și de-aia eu o să apelez la atitudine mele de coață născută. Și am să-i, și am să-i fur din desert, pentru că eu nu mi-am luat desert. Poftă, nu? Jocul ăsta, iertați ce-i aici de bilet, eu și în geanta mea aici și în astea totale mele sunt. Ah. Da, aici. Așa. Și ne mai jucăm în continuare. Facem așa. Dragii mei, după ce i-am băgat, mai rog că aparat, mai. Acum băgăm toate timpul acea în aparat. Ia-te-te.
prietenii noștri. Uite așa. Câți bani am cheltuit, domnișoară? O sumă modică de 2000 de bani, cam așa. Nu erau ca la păcrănire, ci... Bă, fiecare cu plăcere, ia fiți atenți, fiți atenți la cum am ăsta. Aici să vede investiția cu care jucă asta. Hai, Ștef, e rândul tău. Fă-ți talentul. Ai grijă să nu adă. Așa. Ia de aici, din... Din mulțime. Din mulțime. Bagă aici, în afară. Mulțești am fost. Mulțești, așa. O sumă multică. Da. La Brăila, știi? Băi, astea provoacă dependență la fel ca aparatele, jur ca păcănelele. Ai pus și mișto ei. Măcar sunt distractive, știi? Da, clar. Recomandăm astfel de... Astfel de joc. Jocuri. Astfel de joace și astfel de joace. Dar uite aici câte bilete am câștigat, 430. Mamă, și încă mai avem. Stai să mai sunt și în geantă, mai sunt și în aia. Bagă Ștefan. Mamă, investiții. Uite, vezi, și după aceea, în funcție de ce ai luat, uite, iei de aici o jucărie, o... Mamă, pentru chestia asta zâmbăcioasă, 1310 puncte trebuie să faci. Cred că trebuie să mai ajutăm. Dar eu fii atent, 540 dacă vrei jocul la Catan. Nu, e 5740. 5000, da, și 5740. Da, ai dreptate. Ia. Mamă, 740 de puncte pentru o... Uite, ursul ăla mare, ăla, 4420 de puncte. Păi cred că trebuie să stai aici toată ziua. Dar știi, mișto că o să te joci acum și după ce te joci mai vii tot în luna asta și mai faci alte puncte și poți să-ți iei în luna asta, știi? Dar cine mai vine? Ce mișto! Nici nu știu ce o să lua! E frumos să îi umbli în geanta unei fete, știu? Să scoți tichete, mam, 597 tichete. Vezi că mai sunt și aici, ia uite. Da, ia. Hai. Astea două pe care ți le-a dat ție, ca să nu fii simți pro. Mai sunt, mai parcă am mai văzut, ia uite. Am trecut de șeță. Ia, ce ne-am ales după ziua de distracții? Două pixuri maimuță cu maimuță regească și de la cu baloane. A, face aici în mall, nu-i așa? Nu. Eu fac în parcare, mai ca oameni, în un mall. Uite, deci am surprins-o. S-a uitat după noi. Mi-am luat maimuță cu maimuță cu regină. Regină maimuță. Yay. Maimuță regească. Maimuță regească, da. Revenim. Astăzi trăim o minunată zi de ce? Am uitat miercuri. Miercuri. Am uitat și eu la cine trebuie să eu n-am voie sau ce? Da, da, da. Așa, în care ne distrăm și mâncăm. Cât a stat, domnule, pe aceste două prăjituri? O sumă modică. O sumă modică, de 60 de lei. Așa, două doar prăjituri, două prăjituri, așa? Așa, da. Așa. Mai ceva de zis? Ai înțeles că nici nu mă calcă. Auzi, noi cei că suntem... La un moment dat... Aia, cred că Angelica vrea să mai pințerez, să zică ceva, știi? Văd eu că mă calcă mai tare și zic că nu cred, nu cred. Eu puneam piciorul acolo, am crezut că e bă, ăsta piciorul de la masă, jur. Doamne. Ce, era moale sau tare? Tare. Între. Bine făcut. Bine făcut, da. Hai să gustăm în aceste prăjituri. Hai, te invit, fă-te să iei prima gură ca să ne și spui cum e.
Din care că, doresc să fac? Din care vrei tu, pentru că... Eviu, mie îmi plac foarte mult brășurile astea, sunt preferatele mele și vreau să văd dacă știi, îți plac. Ce zici? Păi sunt foarte bune. Mam, deci sunt extraordinare, jur, își merită toți banii. Își merită toți banii. Deci nu sunt de alea care să te... Trebuie să mai arăt. Nu sunt de alea care... nu sunt de alea care... să-ți fii great sau mai știu ce, să te... Știi, pe vremuri când nu aveam... cameră pe ecranul din față, mai întorceam și telefonul să ne facem poze. Așa tu acum. N-ai avut vreun deja vu? Mai sincer, vreau să zic că eu n-am trăit vremurile alea. No. Eu sunt tineric, am 15 ani. Ce-i cu fața asta pe tine? Adică eu sunt bătân, dar am prins vremurile alea? Nu știu de tine, dar eu am 15 ani. Eu gata, ia. Mamă, deci, stai să vedeți aici, lingura perfectă, ca la Masterchef. Am făcut o lingură. Ia, aici, deci, are smeură și asta cu... Și asta cu de-aia, în fine, hai să băgăm în gură. Furăm de la el, că asta e numai ciocolată. Iau ce aici. Deci îmi place cel mai mult. Asta e cofetăria mea preferată, jur. Gata, șef, închide filmarea ca să mâncăm aici. De ce zici? După o zi lungă, mergem și noi acasă. La sfârșit. Eu sunt Angelica Puslaru și el este Ștef. Puteți dați follow pe Instagram. Anadis02.11. Așa. Și acesta a fost daily vlog-ul. Da. Acesta a fost daily vlogul împreună. Zilei de astăzi. Together. Together forever. Forever. Evident. Because este bufufu. Bufufu. Forever. Forever bufufu. Nimeni să nu ne despartă. Așa? Nu le-a reușit. Știu. Așa și uitați să zâmbiți cu gura până la ureche, așa ca noi. Ca vedeți? Noi. Vedeți zâmbetul perfect al lui Ștef. Pentru că noi, evident, avem aceleași zâmbete perfecte. Pentru că suntem fericiți. Pentru că suntem fericiți forever. Viața noastră este roz. Normal. Și nici n-ar de ce să fie altfel. Caticul meu. Vă pupăcim. Da, chiar ai văzut că ne-am asortat eu cu machiajul și tu cu... Și nici nu ne-am vorbit. Și nici nu ne-am vorbit, da. Noi am zis doar că ieșim atâta. Și locație. Da, și astăzi a fost o zi extraordinară. Nu uitați să-mi dați like, share, să vă abonați canalul meu de YouTube și pe Instagramul meu, pus la Angelica. Vă pup de nu vă vedeți. Bye! Uite și mașina.